Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Expoziție de pictură a Claudiei Schițelea la Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești. Noi asfaltări în Dofteana. Mihaela Cambei, noua vicecampioană olimpică la haltere categoria 49 de kilograme. Luni, 5 august 2024, la ora 17, Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești a fost gazda unui eveniment cultural deosebit, vernisarea expoziției de pictură a artistei Claudia Schițelea. Evenimentul a avut loc la sediul bibliotecii și a atras numeroși iubitori de artă și curioși din localitate. Ne bucurăm că ați ales să petreceți cu noi această după-amiază în Galeria de Artă a Bibliotecii, care s-a transformat astăzi într-un loc plin de farmec și culoare. Această întâmplare frumoasă se datorează picturii Claudia Schițelea. Pictura Claudiei Schițelea ne amenință cu frumusețea. Așa cum odinioară, în copilărie pe când avea 5 ani, Claudia Schițelea amenința două fetițe că dacă nu va fi lăsată să se dea leagă, o va chema pe sora ei care este frumoasă. De mică, Claudia Schițelea se înarmase cu o armă, frumusețe, și s-a gândit să o folosească pentru a picta lumea. Lumea așa cum o vede ea. Și artista noastră nu se oprește aici. Claudia Schițelea își dorește să transmită prin pictura ei trăirile proprii, desenate în toate culorile lumii și în tot ce îi plăsmuiește imaginația. Pentru aceia dintre dumneavoastră care încă nu o cunosc pe Claudia Schițelea, vă spun că este de-a noastră. Este oneșteacă. Doar un scurt curriculum vă prezint. S-a născut la 2 decembrie 1972 în Onești. Urmează liceul Grigore Moisil din Onești. În 1996 absolvă Facultatea de Litere a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, la secția spaniolă română. Între 1996 și 1999 este redactor la Monitorul, ziarul de Iași din prezent, unde găsește un mediu propice pentru a învăța jurnalismul. În 1999 se mută la București, unde timp de 5 ani este scenarist la emisiunea Surprize, Surprize, sub bagheta lui Valeriu Lazarov. Își continuă activitatea în divertismentul TV, adaptând pentru publicul românesc formatul emisiunilor Ce spun românii, Splash și Top Chef. Dar, pentru că simte tot mai acut chemarea penelului, a șevaletului și a culorilor, și nici nu se mai regăsește în area de divertisment media, în anul 2014 se decide să renunțe la cuvânt pentru imagine și se dedică studiului picturii de șevalet la Facultatea de Arte Plastice, secția pictură din București. Rodul cunoștințelor aprofundate la facultate, studiul individual și munca depusă cu migala tipică pictorului profesionist se regăsesc clar în tablourile ei. Tablourile ne aduc în prim plan frumosul oraș Balcic, de la țărmul Mării Negre, care ne deschide calea spre reverie, flori în culori de rai, natură statică plină de mesaje, fructe care ne îmbie să gustăm din clipa prezentă, ape calme în care se oglindește cerul atotștiutor, clădiri cu minți care ascund tot felul de povești, portrete care ne vorbesc subtil despre oamenii din viața ei și aș vrea să vă atrag atenția asupra unuia dintre ele, cel al marinarului, care, dincolo de tablou, vine să ne spună că el este cel care a înrămat aceste tablouri. Vă invit să descifrați semnele plastice ale Claudiei Schițelea, să-i citiți cu privirea poveștile în culori și să ne bucurăm împreună de frumusețea picturilor în care și-a pus pasiunea pentru pictură și o parte din suflet. Vă mulțumesc! Evenimentul de deschidere a fost marcat de prezența unor personalități locale, critici de artă și prieteni ai artistei, care au lăudat complexitatea și sensibilitatea lucrărilor expuse. Expoziția va rămâne pe Simeze până la data de 5 septembrie 2024, oferind publicului oneștean ocazia de a descoperi talentul și creativitatea unei artiste de excepție.
Continuă seria asfaltările din comuna Dofteana, ajungând până la această oră la un procent de peste 95%. În spatele acestora stă un proiect și o muncă susținută a unei echipe, pentru că nimic nu se obține de unul singur. Vreau să vă spun că acest drum nu era inexistent, ci era o recoltă a unui cetățean. Noi am achiziționat acest drum din DN12A și până aici, în strada Bradului, pe o lungime de 250 de metri, pe o lățime de 5 metri, sunt capa asfaltul plus acostamentele de la asfaltare, dar a fost un drum mai greu, datorită faptului că trece în alta tensiune pe deasupra noastră, așa, și subtraversează acest drum conducta transgazului, pe o distanță destul de mare, și conducta competului, ambele sunt în proprietatea statului român. Motiv pentru care în certificatul de urbanism am primit avizele necesare, condiționate, de așa natură, trebuie să facem tuburi de protecție cu firme autorizate, cu proiectare autorizată, lucru care s-a îngreunat câteva luni de zile, a durat până la obținerea avizului și de la drumurile naționale. Astăzi se toarnă ultimul strat, care se numește strat de uzură, și în cursul zilei de mâine, cel târziu poimâine, asta înseamnă până pe data de 9 dimineața, vom da drumul circulației. Motivul pentru care am achiziționat această suprafață de teren de la o persoană fizică din comuna Dofteana a fost acela că aici, în satul Bogata, pe strada Bradului, nu avea ieșire. Doamne ferește de incendiu, Doamne ferește de o salvare la un oarecare cetățean de aici, trebuia să dea cu spatele mașina de pompieri minimul 300 de metri, inclusiv salvarea, sau nu aveai loc unde să întorci o mașină, decât numai în felul acesta. Împreună cu Consiliul Local am hotărât și am stabilit, am achiziționat terenul în urmă cu 2 ani de zile și am făcut o cale de acces de așa natură, intre pe o parte și ieși pe partea cealaltă. Cu privire la satul Bogata, care are un component așa 650 de locuitori până în 700 de locuitori, dar asta nu contează, ci dumnealor sunt plătitori de impozite și taxe, la fel cum sunt și ceilalți din centrul localității sau din celelalte sate, dar vă spun și vă asigur și vă rog să verificați, nu mi-a rămas niciun centimetru de drum neasfaltat în acest sat. Deci am încheiat astăzi cu tot ceea ce se numește asfaltare, cu canalizarea apelor pluviale, cu construcția de poduri și podețe, inclusiv punți pietonale. Aș putea să vă spun că este un sat modern, un sat conform normelor europene și noi luptăm administrația publică locală să le îmbunătățim de la o zi la alta condițiile cerute de Uniunea Europeană și condițiile de trai a fiecărui cetățean, pentru că vrem să le livrăm bunăstare, întrucât dumnealor ne-au votat și au dorit ca noi să conducem în continuare această localitate. Conform spuselor unui bătrân, dar într-un alt interviu, ziceau că nu mai e nicio uliță neasfaltată în Dofteana. Nu știu cum stă treaba, dar ne spuneți dumneavoastră. Da, aș putea să vă spun că am depășit poate chiar 95% din tot ceea ce se numește drumuri de utilitate comunală în localitatea noastră. Mai avem câteva în satul Ștefan Vodă și în satul Hăgheac, care însumând toate sunt peste 6 km Hăgheac și Ștefan Vodă, în larga 1300 de metri și în Cucuieț până în 7-800 de metri. Deci, grosso modo, făcând calculele, peste 95% s-a asfaltat în localitatea noastră, mă refer la drumul de utilitate comunală, care sunt însumate la 85 de kilometri DC, se numește drumuri de utilitate comunală. O să vă explic mai multe în următoarele interviuri, când vom merge, ne vom deplasa la locul unde avem începută distribuția de gaze naturale. Deci, până la urmă, foarte puțin a mai rămas de asfaltat din Dofteana. Da, foarte puțin a rămas din Dofteana, dar noi, cum spuneam în afișele noastre și în toate promisiunile noastre, că mai avem multe de făcut și vom lăsa faptele să vorbească. Nu putem să le facem singuri pe toate, decât împreună cu Consiliul Local și totodată cu mâna forte a cetățenilor din localitatea Dofteana, pentru care le mulțumesc tuturor cu acest prilej, faptul că mi-ați luat interviu, pentru încrederea și pentru votul care mi l-au dat, încredințându-mi cel de-al cincilea mandat. Și după cum ne-am spus din 2008, când m-au ales la administrația publică locală, căci eu mă voi dedica în totalitate pentru cetățenii din Dofteana și voi lăsa în urma mea
dar numai fapte, nu vorbe. De altfel, pentru localnici, concretizarea acestui proiect părea mai mult un vis și iată că acum s-a transformat în realitate. Ce părere aveți că se asfaltează drumul acesta? Era nevoie? Foarte bun, foarte bun. Mii și mii de mulțumiri, ales pentru noi bătrâni. Foarte, foarte, foarte mult ne-ați dat ajutor. Domn primar, nu? Nu ne încrede, nu ne încrede că ne-ați făcut așa ceva bun drum. Vă gândeați că o să asfaltezi aici? Nu ne gândeam niciodată. Nu? Niciodată nu ne gândeam. Mergeați domnul înainte pe drumul de pământ, așa? Da, pe drumul de pământ, greu. Drum de țară, na. Am înțeles, da, înțeles. Domnul primar, să-i dea Dumnezeu sănătate la toată conducerea care ne-a făcut nou ajutorul să cât mai trăim, o zi, două, trei, cât mai este de la Dumnezeu, să ne bucurăm și noi de așa ceva bun. Mulțumim din suflet, mulțumim din suflet. Mihaela Cambei, sportiva legitimată la Club Sportiv Municipal Onești, a reușit o performanță de excepție la Jocurile Olimpice, obținând medalia de argint la categoria de 49 de kilograme. Tânăra halterofilă de 21 de ani, născută în comuna Dofteana, a impresionat prin determinarea și abilitatea sa, obținând cea mai prețioasă medalie din cariera sa de până acum. Concursul a fost unul dramatic și plin de suspans. Mihaela Cambei a realizat un total de 205 kg, un rezultat remarcabil care i-a adus medalia de argint. Campioana mondială din 2021, Surotkana Kanao, a reușit un total de 200 de kilograme, insuficient pentru a urca pe podiumul olimpic. Competiția a fost extrem de strânsă, culminând cu o confruntare tensionată în ultimele încercări. Chinezoica Hong Chuhui, una dintre favoritele competiției, a ratat a doua încercare la 117 kg, însă a reușit să ridice greutatea din a treia încercare, depășind-o astfel pe Mihaela Cambei și obținând aurul olimpic. Performanța Mihaelei Cambei la Jocurile Olimpice este o realizare impresionantă, având în vedere că aceasta a fost prima sa participare la un eveniment de o asemenea învergură. Determinarea, munca asiduă și talentul au fost factorii care au contribuit la acest succes extraordinar. Pentru CSM Onești, rezultatul obținut de Mihaela Cambei este o mare mândrie și confirmă încă o dată calitatea pregătirii oferite de acest club. Antrenorii și întregul staff tehnic au jucat un rol crucial în dezvoltarea și succesul tinerei sportive. Cu această performanță, Mihaela Cambei nu doar că și-a atins un obiectiv personal major, dar a și demonstrat că România are un viitor strălucit în haltere. Succesul ei la Jocurile Olimpice este o dovadă clară a potențialului sportiv pe care țara noastră îl are și a capacității de a concura la cel mai înalt nivel. În concluzie, Mihaela Cambei se întoarce acasă cu o medalie de argint, dar și cu un capital imens de experiență și încredere. La doar 21 de ani, viitorul ei în haltere promite multe alte succese și medalii, iar performanța sa la Jocurile Olimpice din acest an este doar începutul unei cariere extraordinare. Tabăra internațională de pregătire și intervenție în caz de dezastre de la Comănești, ediția 8-a, și-a deschis porțile marți, 6 august, pentru cei peste 120 de participanți din întreaga țară, dar și din Republica Moldova. Dacă până anul trecut acest eveniment s-a adresat exclusiv voluntarilor de Cruce Roșie, de data aceasta, tabăra a fost organizată pentru toți cei care și-au dorit să învețe cum ar trebui să reacționeze într-o situație de criză sau dezastru. Pe lângă voluntarii Crucii Roșii, s-au putut înscrie persoane care nu activează în cadrul organizației, știut fiind că, într-o situație de criză sau dezastru, este esențial ca membrii comunității să aibă capacitatea de a interveni eficient. Bună ziua, vă spun și eu. Nu vreau să vă spun decât un bun venit în orașul Comănești. Ne bucurăm că ați revenit o parte dintre noastre, poate sunteți și la prima ediție. Ați pentru prima dată veniți unii dintre dumneavoastră. Vă doresc să aveți un sejur plăcut, să căpătați o experiență bogată, să plecați de aici cu amintiri plăcute și ceea ce învățați aici să puneți în practică și să vă fie de folos pentru tot restul vieții dumneavoastră. Pentru că oricând se poate întâmpla să aveți ocazia să aplicați ceea ce învățați astăzi aici. Da, în câteva cuvinte s-au evidențiat relațiile care au pornit din 2004, mai bine zis, și au continuat și va continua probabil și în viitor între Crucea Roșie Bacău și primăria orașului Comănești. Au fost dese
intercalările noastre cu diversele acțiuni și proiecte care le-am avut în zonă. Domnul primar este un om deosebit cu suflet pentru cei aflați în nevoie și activitatea care se va desfășura aici, în cadrul taberei, este și datorită sprijinului primit din partea dânsului, cu locația, cu tot ce s-a făcut, s-a ținut cont ca să sprijine inclusiv împrejmuirea această tabără, să se conserve locul pentru cât mai multe asemenea acțiuni. O să fiu și eu foarte scurt. Bine ați venit celor din Crucea Roșie Română, bine ați venit celor din Crucea Roșie Moldova. Salutări la întoarcere doamnei director și președinte care îi aveți acolo. Salutări la colegii mei din țară, de la filiale, și la domnii președinți. Sigur, vă va face plăcere și aș fi încântat ca să transmiteți, știu, printr-un mesaj scris, înainte de a pleca, la ce v-ați așteptat la această tabără și cum plecați de aici, cu visul împlinit sau neîmplinit. Ca noi să știm să mai putem colecta în viitor alte tabere care gândim să le organizăm. Cu asta fiind spuse, eu vă mulțumesc și să fiți atenți să vă autoprotejați în orice deplasare și acțiuni pe care le desfășurați aici, pentru că este spre binele și sănătatea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Eram nerăbdător pentru că nu am mai fost de foarte mult timp și este important să transmit mesajul pe care îl simt, pe care l-am perceput. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Felicit filiala Bacău, subfiliala Comănești, cooperarea dintre autorități, pentru că peste tot unde am fost, atunci când există conlucrare între Crucea Roșie, autorități și toți factorii, indiferent că vorbim de primărie sau de cei de la IGSU, poliții și așa mai departe, toți actorii care au atribuții atunci când se întâmplă ceva, rezultatele nu întârzie să apară. Vreau să vin cu un mesaj către dumneavoastră. Înainte de asta, cu o mică corecție, să zic așa, nu se află sub lupa sediului central, nici filiala, nici sub filiala. Conlucrăm tocmai pentru că misiunea noastră e aceeași, de a veni în sprijinul celor care au nevoie de ajutor și au nevoie de noi atunci când se întâmplă un eveniment nefericit. Vreau doar să vă zic că mă regăsesc în fiecare dintre dumneavoastră și o să vă explic de ce, pentru că la fel ca unii dintre dumneavoastră am pornit ca voluntar. 8 ani de zile am fost voluntar, am participat la activități de acest gen și am prins atât de mult drag încât am vrut să rămân și să fac mai mult, deci înțeleg perfect partea asta și aș vrea să transmit mesajul de să înțelegeți unii dintre dumneavoastră. Știți deja, ați simțit lucrul ăsta, sunteți vector ai schimbării. Fie că vă întoarceți înapoi în filială și spuneți despre experiență sau învățați alți voluntari noi, sau sunt cazuri, mie personal mi s-au întâmplat, deși nu mi-aș fi dorit, să fiu martor la incidente nefericite, accidente rutiere sau mai știu eu ce, care, iar informațiile dobândite de-a lungul timpului, fie în tabere, fie în pregătiri, m-au ajutat foarte mult. Atât în situația să-mi păstrez punerea de sire, că de multe ori nu ne dăm seama până nu suntem puși în fața faptului împlinit, că s-ar putea inclusiv noi să nu putem să controlăm emoțiile și să acționăm. Dar cu exercițiu, ceea ce se întâmplă și aici, cu siguranță veți fi pregătiți. Vă doresc o activitate reușită și să-i ascultați pe organizator, să-i ajutați să le faceți misiunea mai ușoară, pentru că înțeleg perfect ce înseamnă partea de organizare. Este o muncă extraordinară și este foarte important ca să le arătăm și respect și apreciere. Aș vrea doar să văd cine este din Republica Moldova și mă bucur că am bănuit că toată delegația de aici. La deschiderea oficială au participat Dan Marcel Babliuc, directorul filialei de Cruce Roșie Bacău, Narcis Gitaru, subprefect al județului Bacău și vicepreședinte Crucea Roșie Bacău, Viorel Miron, primarul orașului Comănești, Daniel Modoacă, directorul departamentului dezastre de la sediul central al Crucii Roșii Române, Carmen Banu, coordonator voluntar sub filiala Comănești de Cruce Roșie, locotenent colonel Ionuț Hâncu și locotenent colonel Gabriel Hodorog de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, dr. Răzvan Bogdan,
Bogdănesc cu Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești și membru de Cruce Roșie la subfiliala Comănești, Elena Pașcu Apă Văloaie, membru în Comitetul Crucii Roșii Bacău și sponsor, Anca Năstasă și Dan Butan, membre în Comitetul Crucii Roșii Bacău. De cât timp ești voluntar la Crucea Roșie? De 3 ani. Și cum ai caracteriza această perioadă de 3 ani? Pentru că 3 ani înseamnă ceva? Da, a fost o perioadă așa de dezvoltare personală, aș putea spune, cât și profesională. A fost opțiunea ta să vii să înveți sau te-a împins cineva de la spate? Acum nu ne aude nimeni, nu mai contează. Păi am participat la câteva concursuri de sanitari pricepuți, care este pentru liceu și pentru gimnaziu, și acolo am găsit această pasiune pentru prim ajutor și am ales să fiu și voluntar mai departe. Ok. Ce ai învățat la aceste, mă rog, cursuri de prim ajutor, de acordarea primului ajutor? Ai avut oportunitatea sau ocazia să le pui în practică pe real, pe caz real? Da, am avut oportunitatea. Am fost la un maraton tot așa cu Crucea Roșie și acolo a fost un accident de mașină, s-a răsturnat o mașină, unde noi care eram primii la față am ajuns acolo și am ajutat persoanele în cauză. Și te-ai simțit așa stăpână pe situație? Ai știut ce trebuie să faci? Nu te-ai pierdut cu firea? Da, am observat chestia asta, că nu mă panichez în situații din astea de urgență. Ai recomandat tinerilor să învețe, să vină? Da, cu mare drag aș recomanda tuturor tinerilor care vor să se dezvolte pe ei, vor să cunoască oameni noi, să învețe lucruri noi, să vină să fie voluntari la Crucea Roșie, oriunde în țară ar fi ei. De unde ești? Din Onești. Și ești bobocel, din câte am înțeles. Da, e prima oară când vin în tabără. Și cum te simți? Adică e așa o atmosferă, tineri din toată țara, cam care e atmosfera aici? E ca într-o familie, adică toată lumea e prietenoasă, toată lumea e dornică să cunoască pe toată lumea. Deci o atmosferă plăcută. Da, da, da. Îți place să acorzi primul ajutor? Cum de-ai ales să faci aceste cursuri? La mine a început în liceu, în clasa 9, datorită doamnei profesoare Nicoleta Neaga, dânsa ne-a coordonat. Și da, îmi place. Așa. Nu ți se pare că e greu, că e complicat? Adică sunt lucruri și destul de serioase, te joci cu viața unui om la un moment dat, da? Da, nu e... Cumva după un timp nu mai sunt nici emoții, le stăpânești. Am înțeles. Crezi că vei fi pus în următoarea, 5 ani, 10 ani, în situația în care să-ți folosești informațiile care le acumulezi aici? Adică sunt utile? Da, da, sunt utile de zi cu zi. Deci. Adică nu trebuie să fii neapărat voluntar. Da, nu. Prima dată în tabăra de Cruce Roșie de la Galion? De aici nu, este a doua oară. Deci ai experiență, ești veteran? Da. Se poate spune. De cât timp faci sau urmezi cursurile de prim ajutor la Crucea Roșie? De aproximativ 2 ani de zile. A fost opțiunea ta sau te-a împins cineva așa de la spate? A fost și opțiunea. A fost cumva la mijloc. Am fost împins și de profesoara mea de biologie și a fost și opțiunea mea. E greu să înveți cursurile de prim ajutor? Adică la Crucea Roșie mie mi se pare complicat așa, nu? Nu este absolut deloc atâta vreme cât ai persoane care îți pot explica așa cum trebuie. Și dacă într-adevăr îți dai interesul și chiar te interesează. Ok, de unde ai venit? Din București am venit. Ai fost pus până acum în situația de a acorda efectiv primul ajutor în caz real? Da. Ne poți povesti pe scurt? Un accident de mașină, destul de grav. Și ai fost prompt acolo, ai știut ce să faci? Da, am ajuns odată cu echipajul de la Smurd și am ajutat cum am putut. Este util și în viața de zi cu zi să știm să acordăm primul ajutor? Absolut, clar. Nu se... Da? Sunt, na, de părere că... Unde le fac diferența? Clar, normal, de fiecare dată. Ok. Un mesaj pentru tinerii care urmăresc să vină să urmeze cursurile de Cruce Roșie de prim ajutor sau de ce, să facă? Pentru că pe lângă aceste lucruri pe care le învățăm, care pot salva un om și chiar pot salva viața unei persoane apropiate, se leagă foarte multe prietenii. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Duminică, 25 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi parțial acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 27 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius. Luni, 26 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi senin, maxima zilei ajunge până la 28 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 17 grade Celsius. Marți, 27 august, vremea continuă tendința de încălzire.
Cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei ajunge până la 28 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!